Iubiți frați și surori, am venit la Craiova de ieri pentru că am profitat de invitația părintelui paroh ca să țin slujba și predica de hram și să fac și o lansare a unei cărți pe care tocmai am publicat-o recent și carte care se intitulează Mircea Eliade, Definitio Sacri. După ce s-a terminat lansarea, împreună cu părintele paroh și cu un profesor care este aici prezent și îi mulțumesc foarte mult că a venit și la lansare, că a venit și la acest moment liturgic, ne îndreptam pe străzile din centru spre un restaurant și ne-am întâlnit cu un grup de tineri. Câțiva dintre ei erau cu fețele mascate, ca și cum ar fi niște duhuri, ca și cum ar fi niște răposați, niște morți care au venit printre cei vii. Și cu domnul profesor am comentat, iată, o chestie americană. Iată un subprodus cultural american pe care noi l-am importat fără să fim pregătiți să primim așa ceva. La prima vedere, așa este. Este un subprodus cultural american, pentru că e o tradiție mai veche decât America, ce provine din primul mileniu creștin, mai exact din secolul 6-7, și care în America, în ultima vreme, a fost secularizată. Adică a fost golită de conținutul ei religios, explicit. Și a rămas doar învelișul, doar forma exterioară. Este ceea ce Mircea Eliade, despre care am vorbit aseară la lansarea cărții, numește procesul de secularizare. Adică se pierde conținutul acela religios, rămân niște forme uscate, dar ele continuă mai departe să transmită un mesaj. Mesajul pe care îl transmit toți cei ce se îmbracă în haine de morți sau, eu știu, îmbracă forma unui schelet sau își maschează fața ca și cum ar fi un duh din acesta venit din lumea cealaltă, prin contrast sau, dacă vreți, prin exces și în această formă secularizată, prin exces, această tradiție ne transmite următoarele lucruri. Mai întâi, că există moarte, că există judecată, că există cer sau rai și există iad. Sunt cele patru adevăruri de pe urmă despre care biserica noastră învață pe creștinii, pe toți oamenii botezați și despre care le spune că într-un final destinul nostru se împlinește în cer, cu Dumnezeu. După ce avem acest moment al trecerii din viața asta în viața cealaltă numită moarte și după ce vom avea o judecată în fața lui Dumnezeu. Și vom fi cu Dumnezeu sau vom fi fără Dumnezeu, adică în iad. Sigur, dacă luăm definiția lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, unde el spune că Dumnezeu este iubire și atât de mult a iubit lumea încât l-a trimis pe Fiul Său, asta înseamnă că a fi cu Dumnezeu înseamnă să fii cu iubirea lui Dumnezeu, să participi la iubirea lui Dumnezeu și a fi fără Dumnezeu înseamnă să nu te bucuri de această iubire și să nu participi, să nu te bucuri de iubirea lui Dumnezeu. Ei bine, aceste patru adevăruri de credință sunt vehiculate de tradiția lui Halloween, așa se numește această tradiție, care în engleză înseamnă vigilia tuturor sfinților sau ajunul tuturor sfinților sau privegherea din sărbătoarea tuturor sfinților, care se face cu o seară înainte de 1 noiembrie. În varianta actuală, sărbătoarea aceasta este secularizată și se consumă doar în ziua de 31 octombrie, atunci este Halloween, și sunt tradițiile acelea prin care copiii, tinerii, adolescenții, dar și cei mai în vârstă așa, se sperie unii pe alții și găsesc tot felul de costume ca să creeze panică și teamă, dar cu gândul, repet, de a trimite către moarte, către cei care nu mai sunt sau sunt în altă lume, și după aceea, sigur, nu se mai adaugă ce urmează, că există judecată, că există cer sau rai, ci doar moarte și atât.
Sigur, putem citi așadar o invitație și la a celebra sărbătoarea tuturor sfinților din ziua de astăzi, în contextul ei religios explicit, nu implicit sau indirect, explicit. În anul 609, Papa Bonifaciu al IV-lea a primit de la împăratul Foca, ultimul împărat oriental care s-a mai îngrijit de Roma și de peninsula italică, permisiunea ca să consacre, să repare mai întâi Panteonul, care era un templu dedicat tuturor zeităților păgâne, să-l repare și să-l consacre drept biserică creștină. Ceea ce Papa Bonifaciu al IV-lea a făcut. Și înainte de a o consacra, a adus în această biserică, fost templu păgân, dedicat tuturor zeilor, 18 care de oseminte de martiri din catacombele Romei și din împrejurim. Au umplut biserica de osemintele, relicvele acestor martiri, cunoscuți și necunoscuți, și a dedicat biserica Sfintei Fecioare Maria și martirilor, tuturor martirilor. Sărbătoarea a fost fixată pe data de 13 mai și așa s-a celebrat sute de ani, până în anul 835, un alt papă, Grigore al IV-lea, a extins această sărbătoare la toată biserica și a fixat-o pe data de 1 noiembrie. Pentru că exista și în tradițiile romane, păgâne, și în tradițiile celtice, o anumită sărbătoare a duhurilor celor morți care veneau pe pământ în preajma zilei de 1 ianuarie, pentru că așa credeau ei că vizitează locurile unde aceștia au trăit cândva. Și aceste tradiții erau tot așa, subliniate prin costume speciale, prin mâncăruri, prin, eu știu, fel și fel de moduri de a împleti pâinea sau de a, nu știu, de a sublinia cumva legătura dintre duhurile celor care au plecat și oamenii sau cei pe care ei i-au iubit sau pe care i-au cunoscut și au rămas aici pe pământ. De pildă, în Italia a rămas tradiția ca în această seară de 31 octombrie spre 1 noiembrie, fiecare să-și lase cumva farfuria cu supă, dar neterminată, ca să mănânce și duhurile celor care vor veni să viziteze locurile unde au trăit cândva. Tradiția asta a supraviețuit. Ei bine, văzând biserica că nu poate să stârpească aceste, să spunem, tradiții păgâne, le-a încreștinat, cum a făcut cu multe alte sărbători, le-a încreștinat și le-a dat un sens creștin. Astfel că după ziua de 1 noiembrie, a adăugat ziua de 2 noiembrie, când noi celebrăm amintirea, memoria tuturor celor răposați, tuturor defuncților, cunoscuți și necunoscuți. Deci, dar a tuturor. În felul acesta, Mircea Eliade primește un răspuns la preocuparea lui din timpul celui de-al doilea război mondial, după moartea soției Nina, la care ținea foarte mult, și anume, el zicea așa: atâta vreme cât un suflet plecat de aici, de pe pământ, dintre noi, este pomenit, acela sigur supraviețuiește. Pentru că este pomenit în amintirea celor care au rămas. Este un mod, deci, de a supraviețui după moarte. Dar el se întreba: dar când vor dispărea toți cei care l-au cunoscut pe cel ce a decedat și nu-l mai pomenește nimeni, ce se întâmplă cu el? Era întrebarea lui. Sigur, a scris o carte despre arta de a muri, s-a preocupat de aceste lucruri. Dar iată, era un răspuns, probabil atunci nu-l cunoștea, în Biserica Catolică, pentru că această situație este întrevăzută în comemorarea care se face a tuturor sfinților și a tuturor creștinilor răposați. Toți sunt. Așadar, sunt incluși cumva și cei care nu mai au pe nimeni care să-i pomenească. Lucrul acesta s-a transferat în mentalitatea unor creștini catolici. Eu am fost astăzi în cimitirul dumneavoastră, m-am rugat cu o parte dintre dumneavoastră acolo pentru creștinii răposați, dar știu în Moldova unde vin persoane și dau liste, iar la sfârșit adaugă pentru toți creștinii pe care nu-i mai pomenește nimeni. Deci și gândul acesta este inclus și într-un anumit fel, deci supraviețuiesc în iubirea acestor creștini rămași aici și sunt mereu cu noi și pentru totdeauna sperăm să fie și cu Dumnezeu, pentru că nu știm ce se întâmplă cu oamenii după ce ajung
dincolo și sunt trecuți prin valul, pardon, vadul acela al judecății. Stau de partea lui Dumnezeu sau stau de partea răului sau ajung în iad. Iată așadar, biserica a inclus toate aceste situații și ne invită pe noi să umplem de conținut religios ceea ce astăzi supraviețuiește în formele acestea secularizate, cum am spus, sau de subproduse culturale de import. Ele pot fi așadar deci, citite cu atenție și reîncreștinate. Și vă invit și pe dumneavoastră să o faceți. Așadar, când îi vedeți pe acești tineri că se îmbracă așa într-un mod înspăimântător și ne sugerează nouă gândul morții, într-un fel să le mulțumiți și să le ziceți mulțumesc frumos pentru că mi-ați făcut așa ceva, pentru că și eu voi muri. Și eu voi ajunge cândva la Dumnezeu. Și gândul acesta trebuie să-l promovăm și să-l întreținem. Cum? De pildă, în Germania există și astăzi, și în țările de tradiție de acolo creștină catolică, există un obicei ca în ajunul sărbătorii tuturor sfinților, deci tot pe 31 octombrie seara, finii să-și viziteze nașii de botez și primesc o pâine numită Allerheiligen Spretzel. Deci e un fel de, ca să vă dau o imagine, e un fel de pâine împletită, cum ar veni coinic, se spunea pe la noi prin Moldova, nu știu aici cum se mai spune, dar e o pâine împletită, un colac împletit, care arată legătura dintre nași și fiind, dintre cei care sunt aici pe pământ, care sunt dincolo, pentru că unii cresc, devin și ei la rândul lor nași, ceilalți pleacă, dar în felul ăsta cultivă legătura dintre cei care sunt pe pământ și cei care sunt în cer. Într-adevăr, aceste două elemente, cerul și pământul, sunt cumva în centrul atenției sărbătorilor de astăzi începând, adică și până mâine seară, care sărbători ar trebui să ne invite la o anumită conduită, la un anumit comportament aici pe pământ, încât să merităm cerul și să fim cu Dumnezeu. Să zic așa, tensiunea aceasta sau legătura dintre pământ și cer e permanentă în preocuparea noastră în calitate de creștini. Participarea noastră la sacramente, începând cu botezul, participarea noastră la celelalte jertfe care se celebrează aici în biserică, toate ne invită, într-un fel, la responsabilitate față de prezența noastră aici pe pământ, în așa fel încât niciodată să nu neglijăm transcendența sau veșnicia care se ascunde dincolo de clipa pe care o trăim. Și acum este o transcendență, bine, e mult mai puternică, manifestată, că suntem într-un spațiu sacru aici și totul este îmbibat de transcendență sau, dacă vreți, de cer, de infinit, de absolut. Totul este aici, în biserică. Dar în viața noastră obișnuită dincolo, viața normală, riscăm la un moment dat ca pământul să vină foarte mult peste noi, cu grijile sale, cu preocupările sale, și să pierdem din vedere destinația noastră finală. Sau faptul că în spatele unor acțiuni și clipe pe care noi le avem aici pe pământ, se ascunde eternitatea. Trebuie să fim așadar un fel de oameni cu un discernământ, sau dacă vreți altfel, poate cuvântul prea încărcat așa, dar cu mirosul, cu mirosul eternității. Deci să mergi pe pământ și să miroși eternitatea și să te oprești acolo și să o celebrezi. Există eternitate atunci când cineva acceptă, de pildă, un copil în condiții grele de sănătate. Există eternitate în viața și conștiința acelui atunci când, eu știu, îngrijește de un bolnav și în ochii celorlalți este o situație disperată. Și așa mai departe. Sunt exemple, așa, cu sutele, care pot fi aduse aici ca să ilustrăm această, cum să zic, dublă lume în care noi trăim. Că nu suntem doar aici și nici în cer, definitiv. Suntem aici și în cer. Spunea Piccolo de la Mirandola, era un scriitor, poet, filozof, teolog din Evul Mediu, care, mă rog, a inspirat pe mulți după aceea și în teologie și în viața creștină, spunea despre om nec nos terestrem, nec nos celestem fecisti domine. Deci nu ne-ai făcut doar pământești și nici doar cerești, ci suntem și pământ și cer. De aceea noi suntem niște ființe de graniță. Să nu cumva să neglijăm acest statut al nostru și să alunecăm într-o singură direcție în care
Observ, din păcate, că mulți au alunecat și au uitat și de Dumnezeu, au uitat și de cer, au uitat de toate cele spirituale și sigur trăiesc existența lor într-o singură dimensiune, aceea, să spunem, a lumii materiale. E adevărat că se fac presiuni asupra noastră din exterior ca să trăim așa, adică fără niciun fel de orientare spre eternitate. Suntem invitați să ne distrăm în continuu, deci când te uiți la televizor, numai distracție. Suntem invitați, eu știu, să depășim necazurile din viață, să mai luăm un drog, eu știu, o iarbă, să mai luăm puțin alcool, să mai luăm ceva, ca nu cumva, deci, să preseze asupra noastră asumarea suferinței în comuniune cu Hristos, care a devenit pentru noi cale, adevăr și viață, dar în special cale spre cer, și să devenim asemenea Lui, așa cum am auzit astăzi în Evanghelie. Fericirile pe care le-am proclamat la Sfânta Evanghelie, de fapt, se potrivește cel mai bine în cazul lui Iisus. El a fost cel sărac, cel blând, cel smerit, cel care a plâns, cel care a făcut pace, cel care era însetat de dreptate, a fost și persecutat. Și noi pe urmele lui pășim așadar și pe această cale, asumându-ne condițiile acestea paradoxale, pășim spre cer și ne îndreptăm spre cer. Ei bine, numărul celor sfinți care au excelat, să spunem, în urmarea lui Hristos, este foarte mare. Sigur, avem în martirologiu roman, în calendarul nostru al bisericii, foarte mulți sfinți, mai țin minte exact, dar mi se pare Ioan Paul al II-lea a canonizat undeva de ordinul miilor. Deci, în timpul vieții lui. Dar a avut și un pontificat foarte lung. Printre cei canonizați, sigur, îl avem și pe fericitul Anton Durcovici. Îl văd aici reprezentat în scenele acestea, imaginile acestea din biserică. Este unul dintre martirii noștri care, înainte de a fi fost arestat și dus la închisoare unde a murit, pentru cauza credinței și a bisericii, sigur, a vizitat Craiova. A fost chiar aici. Și iată, creează și el cu noi astăzi un fel de comuniune. Eu sunt convins, îl simt în toată inima mea, că el ne vede acum și ne simte și e cu noi prezent aici. Dar este un sfânt cunoscut. Mai este cunoscut sfântul sau fericitul Vladimir Ghica. Mai este cunoscută Sfânta Veronica Antal, ca să dau câteva nume dintre sfinții mai recenți. Dar mulți, mulți alții sunt necunoscuți. Și ei sunt astăzi cuprinși toți într-o singură sărbătoare, invitându-ne pe noi să-i imităm. Să imităm nu în ceea ce privește umanitatea lor, pentru că acolo, să știți că ei au avut aceleași comportamente ca și noi. Adică au fost oameni cu bune și cu rele, așa cum suntem și noi. Dar s-a întâmplat în viața lor o răsucire, dacă vreți așa, a existenței, în momentul în care s-au întâlnit cu Hristos. Nu l-au mai uitat. Deci l-au întâlnit pe Hristos și au rămas, hai să folosesc o expresie așa mai brutală, scuzați-mă, au rămas agățați de Hristos cu ambele mâini. Nu s-au mai despărțit de El. De aceea au trecut din viața aceasta dincolo. Sigur, aici e foarte important ce facem noi atunci când îl întâlnim pe Hristos. Sigur, avem atâtea ocazii, cum am spus, și din acestea aici, în biserică, dar și altele în afara bisericii, unde suntem provocați de credința noastră, ca să mărturisim, să trăim această unire cu Hristos, pentru că El ne garantează același destin pe care îl au sfinții, știuți și neștiuți, pe care îi celebrăm în această zi. Pământul, așadar, este primul element al acestei sărbători pe care vi-l încredințez și asupra căruia vă invit să meditați și să-l transformați într-un fel de anticameră a cerului. Adică să întrevedeți deja aici, în comportamentele dumneavoastră, și să lăsați spațiu pentru eternitate. Am găsit undeva o definiție așa, a tăcerii și mi-a plăcut foarte mult asta și cred că și dumneavoastră, dacă veniți aici în biserică și în timpul liturghiei, dar mai ales poate în timpul zilei când aveți un răgaz, tăcerea este spațiul infinitului. Deci pulsează atunci absolutul în noi, eternitatea, când taci. Deci nu spui nimic. Și vii în fața crucii, vii în fața lui Iisus, a unei icoane și rămâi în contemplație. E bine, momentele acelea de tăcere sunt spații ale eternității pentru dumneavoastră. Intrați deja în eternitate. Pământul, cultivați-l cu această cheie de lectură și de comportament. Cerul. Cerul, iarăși, și acestea nu trebuie să rămână cumva
cât mai târziu obiectul analizelor sau gândurilor noastre, să spunem, da, aș vrea să ajung în cer, dacă se poate mai târziu, nu chiar acum. Ba da, chiar acum poți să intri în cer, v-am spus, anticipând. Și în această condiție în care suntem noi, cu sufletul, cu mintea noastră, cu faptele noastre bune, cu inima noastră curată, putem deja să intrăm în cer. Se vorbește, iarăși ca să mă folosesc de Eliade, fiindcă cu el am venit în aceste zile la Craiova, despre o nostalgie a cerului. Se simte în noi, deci, dorința de altceva. Ei, ca să fie inima noastră deschisă spre cer, aici trebuie să ne gândim să nu înnăbușim aceste dorințe de mai bine, de mai mult, de mai, nu știu cum să spun, de mai în conformitate cu ceea ce ne cere Iisus în Magna Carta, în această Constituție, dacă vreți, sau statut al identității noastre, care este predica de pe munte. Să nu cumva să îndulcim lucrurile acestea. Și dacă inima noastră ne smulge cumva din obișnuință și de asta, să nu ne fie teamă de Hristos, ne îndeamnă și Sfântul Ioan Paul al II-lea. Să o deschidem complet, inima noastră, și să lăsăm aceste dorințe să palpite acolo înăuntru. În felul acesta ducem cerul în inima noastră, deja în condiția pământească în care ne aflăm. Mi-aduc aminte, sunt atâtea citate din viețile Sfinților, ce fac ei în cer acum. Sigur, de pildă, Monseniorul Ghica spunea că e bine să ne gândim la Sfinți în ziua în care sunt trecuți în calendar, pentru că atunci ei sunt de serviciu în cer și mijlocesc harurile de care noi avem nevoie. Deci te rogi în ziua respectivă la Sfântul care e trecut în calendar. Sau Sfânta Tereza a pruncului Iisus spunea că ea vrea să petreacă viața în cer făcând bine pe pământ. De aceea va lăsa asupra noastră o ploaie de trandafiri, simbol al iubirii cu care ea ne asistă și ne însoțește mereu. Iată, cerul deci poate să vină și de sus în jos spre noi, și de jos în sus putem să simțim cerul și să-l aducem în noi, lăsând aceste dorințe să ardă, lăsând ca nostalgia noastră de eternitate, de cer, să fie autentică și mereu vie. Acum, luând așa ca un fel de concluzie practică, v-am spus, pământul și cerul. Nu înăbușiți dorința de cer, care se poate conjuga în diferite forme și așa mai departe, deci fie individual, în familie, împreună cu ceilalți, de pildă să participi la o liturghie și să stai concentrat la acea liturghie pe misterul care se celebrează, înseamnă să aduci cerul în tine. Sau să mergi chiar și la, de pildă, la o piesă muzicală să o asculți, eu știu, clasică sau ceva, care te invită la meditație, la interiorizare, la fel, deschizi cumva inima și cerul intră în tine, îl aduci aici pe pământ. Dar trebuie să avem aceste supape, dacă vreți, așa, și deschideri spre cer și uneori chiar în mod fizic să te uiți la cer. Mai uitați-vă și sus, și nu numai jos sau în jur, ci și sus spre cer. Există și un cer din acesta al stelelor și al planetelor, dar dincolo de acest cer este cerul care este viața împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu iubire. Și spuneam ca un fel de concluzie practică, să luăm fericirea în care Iisus spune aici, fericiți făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Făcătorii de pace. În acest context în care trăim noi în România, a fi făcător de pace, iată, e ceva atât de nobil încât dintr-o dată devii fiul lui Dumnezeu. Adică faci parte din familia Sfinților din cer, care și ei sunt deja fii ai lui Dumnezeu. Și anticipi cumva cerul aici pe pământ. Sigur, pacea se poate obține, cum știm, potrivit latinilor, opus justitie, pax, adică lucrarea dreptății este pacea. Nu pe nedreptate se poate construi pacea. Dar să ne rugăm să se înmoaie inimile acelora care au devenit atât de încrezători în ei înșiși, încât nu mai încape harul lui Dumnezeu în ei. Nu mai încape niciun sfat bun, nicio vorbă bună. Pentru că noi nu suntem făcuți să ucidem, nu suntem făcuți să comitem acte de samavolnicie împotriva altor familii, altor persoane, ci suntem făcuți pentru viață, să primim viața, să iubim și să o transmitem mai departe. Făcătorii de pace din zilele noastre ar putea celebra, deci, dacă vreți, această chemare a noastră la sfințenie,
prin eforturile pe care le fac ei. Să nu credeți cumva că indiferența noastră față de această valoare nu încurajează moartea, violența și agresiunea dincolo de graniță. Deci dacă nu se ridică de aici, de pe pământ, această energie pozitivă, spirituală, a dorinței de pace, pacea nu vine. Pacea trebuie chemată. Noi știm că Iisus Hristos este pacea noastră. El trebuie proclamat. La liturghie e pomenit foarte des și la început și la înainte de împărtășanie. Dați-vă pacea, adică dați-vă pe Hristos unii altora și în Hristos împărtășiți-vă. Prin urmare, fericiți făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Astăzi, în sărbătoarea tuturor sfinților, vă doresc vouă, tuturor iubiți frați și surori, ca această dorință de pace să ardă, să devină vie, puternică și să simțiți că sunteți fii ai lui Dumnezeu. Așa să fie. Lăudați să fie Iisus Hristos.